se movi, se ne ajute. Pentru că fiind frate sub ascultare, am cunoscut iubirea lui Dumnezeu. Și ea e de nedescris. Sufletul simte că este cu Dumnezeu și în Dumnezeu. Și Duhul se bucură de Domnul, chiar dacă trupul este istovit de harul lui Dumnezeu. Dar acest har poate fi pierdut, chiar și numai pentru un singur cântăr, împreună cu cânturile rele, pătrund de noi puterea vrăjmașului. Și atunci sufletul se întunecă și gândurile rele îl chinuie. Omul simte atunci pierzania lui și vede că fără harul lui Dumnezeu, el este pământ păcătos și neputincios. Sufletul care a cunoscut pe Domnul, în față printr-o îndelungată experiență, că dacă trăiește cu poruncile, atunci chiar dacă nu, va simți în iertare și va avea îndrăzneală.